Îmi pare încă o dată foarte rău pentru reacția pe care am avut-o, îmi pare sincer rău. Scuzați-mi reacția pe care am avut-o, doar că nu aveam, nu m-am putut abține. Și ai venit aici ca să stai în baie, așa e? Ce zici? Ai venit aici ca să stai în baie. Nu stau în baie. Dar ce mai vrei să vorbești? Adică... Eu? Tu cred că ai de dat niște explicații, nu Eu! eu. Băi, Ana... Păi nu, eu am fost plecată. Lasă alea, tu vezi ce ai făcut atâta timp cât am fost eu plecată. Ce am făcut eu, Nathan? Ei, Chiar ce ai vreau... făcut? Nu Nu! vezi ce ai făcut? Nu! Vreau să-mi explici ce am făcut. Ei, ce ai făcut? Ai umblat cu băiatul ăsta. Nu am umblat Cu cu el. Alex, ei, nu. Dar Nu. pe ce a sărit el la vorbă cu mine, dacă n-ai umblat cu el? În Păi, ce n-a sens? sărit, mi-a ținut mie partea, dacă n-ai văzut. E cu totul altceva. Ai fost în jacuzzi, ai fost în alea cu el, ai Unde în alea? fost... Dar de ce ai venit tu acum, după o săptămână, să faci pe victima? Că eu nu înțeleg. Eu nu sunt victimă, încă... Ba da, ai S-a venit să văzut... faci pe victima, unul la mână ai plecat fără să știu unde, Bă, dacă ai ești știut bine. unde sunt, Eu, am Nathan, spus nu, tuturor. n-am Nu știut mai unde da tu ești. aici că n-ai știut unde Nu, sunt. n-am știut, Era nu vorba că am o să plec știut. 3 zile și nu s-a Nu am mai știut gândit. nimic, eu, Nathan, eu m-am trezit singură. Te gândeai că-ți vine Alex la tine, că l-ai văzut în gală și ai zis gata. Dar nu știu de ce dramatizez, că atâta timp cât eu cu omul ăla nu am absolut nimic. Eu Bă. cu omul ăla, dacă erai atent pe De ce ai materiale, spus lucrul ăsta? Ionatan, dacă erai atent pe materiale, eu cu el am vorbit strict de tine și că te respect pe tine și de-aia nu vreau nimic cu el. Bă, m-ai zăpăcit, Punct! Ana. Ana, Nu! ești prea... Mi-e așa, nu știu, serios, sincer de tine. Păi da, M-a uite ce zăpăcit frate ești la la urmă cap emisiune, când... ai zis că te-ai uitat la Păi m-am emisiune. uitat, bă, ai Păi zis stai vedeai că că vine eu n-am... Ionatan, că după așa. Nu, nici măcar o dată. Am zis că nici nu știu dacă o Lasă. să fie vreo ceva între noi, atât timp cât ești tu la mijloc și încă nu știu ce am de gând cu tine. Pentru că nu știam ce am de gând cu tine. Păi spun eu. Și plus de asta, eu când am intrat în casă după perioada aia, când am lipsit, nu mi-am făcut intrarea atât de nesimțită ca tine. Da. Ce nesimțit am păi făcut? Păi te-ai văzut ce intrare ți-ai făcut? Păi Zici asta a fost mai adevăr, pe mine nu m-ai prins, fata mea. Eu poate am vorbit din gură, dar fapte eu n-am Nici făcut. Nici eu tu n-am ai făcut făcut nimic. Nu, nu am făcut nimic. Bă, cu ce fată am fost la jacuzzi eu? Băi, nu Ia am zi. Făcut nimic. Nu, ai stat la piscină cu Larisa și ei care un zâmbet frumos. Du-te, bă, că era și eu, nu am fost singur. Nu, eu era, nu ai fost, ea eu era la... După aia. Du-te, bă, de aici, bă, fată, nu știi aia. Tu, abar nu ai. Ia uite ce l-ai Abar nu ai. Eu eram în piscină, și era acolo când cum făcea sport. Acolo, erai de tu cu ea. Nu. Da, la 5 da, secunde da, a intrat Ionuț, că ne-am era. Venit împreună. Tu te-ai dus acolo că ai crezut că ești singur. Da. Și am intrat în apă, dacă vreau să stau lângă ea, nu stăteam lângă ea? Bine, hai, stai lângă ea. Păi cum să stau? N-am stat, am stat la 2 metri distanță. Ce 2 metri? Când 2 păi metri dacă nu erai hotărât, ce să faci? Ești nebun? Ce? Nu erai hotărât dacă Bă, vrei să ales fată, în piscină. Larisa oricum nu e persoana, nu-mi place de ea, eu fac o fi, dar nu e genul place meu. Mie de Alex. Ce? Tu de unde știi că îmi place păi mie ai de vorbit tu, ai zis să vină Ionatan, să clarifica, da, dar și pentru că după îmi te-a face respectat pe tine, dar nu știu păi pe cine. Respect nu ăsta, știu, bă. Dar nu știu pe tu cine a ziceai respectat. Direct, țac, pac, nu. Nu e adevărat. Păi, păi da, nu e adevărat, nu. Normal. Puteam, am zis la om că nu pot să am nimic cu el atâta timp cât eu încă sunt iubita ta. Și păi da, nu... după ce terminăm iubirea, da, ai probabil o să am început Bravo. Cu el după ce se termină. Dar după ce se termină, asta nu înseamnă. Dar nu vii tu acum pe mine să mă bucur că ajung unde vreau și unde trebuie să ajung. Ce dacă o să am ceva cu omul ăsta, dacă eu nu mai sunt cu tine? Păi, nu fata mea, problema. Ești liberă, poți să ai păi, ceva. Nu, liberă eu să am terminat. Ce ai la bătaia acolo și ce ai după Nu înțeleg de ce toată lumea mă acuză că ce s-a întâmplat acum a fost din cauza mea. Nu am absolut nicio vină. Cred că eu sunt victima în situația de față, pentru că Ionatan a fost plecat o săptămână fără să știu unde. A venit acum să facă el pe victima și vezi, Doamne, eu știam. Nu știam absolut nimic. Nu am greșit cu absolut nimic cât am fost în relație cu tine, Ionatan. Da. Nu, ba cu absolut da. Nimic. Ba nu. Da, și pot... Las că o să nu. Pune un anunț, să intre în direct oamenii care te știu și să vadă, să vezi că nu sunt nebun. Nu, ia să faci. Să intre să zică exact cu... Dar chiar te rog frumos, o să fie în gală oricum toate alea și o să vezi că eu am dar dreptate. Dar nu mă scoate aiurea, știi? Adică n-are rog dar să nu te scoate eu aiurea atât timp cât ai lipsit. Bă, da, da, dacă tu ai fost la p***a săptămâna asta, cât ai lipsit, eu de unde știu ce ai făcut o săptămână. Ce vii tu mie și îmi spui mie că eu mi-a c*** cu asta, ești nebun la cap? În primul și în primul rând eu nu merg la p***e femeile. Nu, fie că orice femeie e dar lasă-mă, mă, dar nu vii tu mie și mă vrei să pari un c*** la televizor că ce? Doar că ai fost urât. Bă, o săptămână m-ai ignorat, Ionatan. O săptămână eu zici că n-am avut iubit, zici că am avut coleg de cameră. Înțelegi? Eu n-am avut cu cine să vorbesc, eu n-am avut cu cine să discut, eu n-am avut cu cine să mă plâng. Și după aia pleci o săptămână și vin apă și eu sunt de vină, nu? Păi tu ești. Nu, dar tu crezi că
Nu veni spre mine. Tu ești de vină că... Dar cu ce, mă? Cu ce? Că te-am așteptat să vii să-mi dai explicație? Iartă-mă, mamă, stai jos, Ana, că mă fă de față, de rușine, stai cu minte. Te-ai făcut singur de... Păi eu? Da, că nu i-am sărit la bătaie, tu ai sărit. Eu am sărit, nu m-am sărit din tine, că eu sunt capabil să țin o femeie lângă mine, nu e vorba de asta. Da, orice capabil ai fost să mă ții lângă tine, n-ai mai putut. Eu nu mai vreau să am nimic cu tine, ce nu înțelegi? Nu, am terminat, eu nu știu cum să-ți explic. Păi da, nu știi tu cum să-mi explici, eu nu mai am vrut. Și am sărit că el a intervenit să vorbească el în locul. Păi cu ce drept? Mi-a ținut parte, aia înseamnă să fii bărbat. Aoleu. Nu se sar la bătaie, ca disperatul. Ia uzi, vezi unde am ajuns eu. Ai avut treabă cu el? Nu am avut nicio treabă cu el. Da, vedeți? O să se vadă, dar o să se vadă pe materiale, că nu am avut nicio treabă. Cred că îți făceam asta sau îi făceai? Ziceai, bă, păi Ionatan, ce? Ce? Bă, lasă vrăjala asta. Ionatan nu știe, Ionatan e un copil care încă vrea să copilărească și îi trebuie distracție, lui nu relație. Bă, ce e aici? Ma. Ce glăgeți? Mamă, ți-a venit bodyguard. Da, mi-a venit bodyguard. Nu, iau. Doamne ferește. Bă, păi ești la cerc aici. Crezi că eu dau un femei, băi, nenu? Păi, eu știu. Eu nu mă bag cu femeile. Mai devreme ai avut... Eu iubesc femeile. Da, știi. Ce iubirea, mă? Tu știi să iubești, mă? Tu și iubirea, lasă-mă, mă. Tu nu știi să ții o femeie lângă tine? Te iubește el. Nu e vorba de iubire. Frate, ăsta e adevărul. Despre ce vorbim? Adică... Eu cu Alex nu am avut absolut nimic. Chiar n-am nicio treabă noi doi. Tu asta nu înțelegi. Ne-am tăchinat puțin atâta, dar în rest nu. Ea mi-a zis foarte clar că e cu tine, așteaptă să vii tu în casă să clarifici situația cu ea și ea cu tine și... Fata e liberă. Sunt liber că vreau eu, nu că vrei tu. Băi, e sigură n-a dat în tine aici? Cum nu, că așa mă auzi? Nu, n-are cum să dea mie, că știi că nu suport violența eu. Eu oricum n-am ridicat niciodată mâna la ea, adică nu dau în femei. Și nu că îți dau argumente, ți le dau să înțeleagă și oamenii de acasă că n-am niciodată în femei. Nu știu, că ai avut un comportament urât. Am avut! Îmi pare rău pentru comportamentul meu, pentru oamenii de acasă. Doar că aia a fost situația atunci. Și, și eu am reacționat aiurea, dar nu aveam ce să fac, trebuia să mă apăr, nu? Eu ți-am zis, dacă tu nu te băgai și mă lăsai să discut cu ea, nu aveam nimic cu tine. Dar tu n-ai venit să discuți cu mine, te-ai venit să discuți cu toată lumea și față de toată lumea. Tu ai deschis subiectul. Nu, tu ai venit, venit că am văzut ce s-a întâmplat toată săptămâna în casă. Și vin și m-am văzut doi gogoșari ca ce? Așa am venit la tine, mă. Nu trebuia clar să mă bag în discuția lor, m-am băgat aiure. Trebuia să fiu mai temperat puțin, pentru că sunt mai mici decât mine și cred că am greșit. M-a luat nervii, plus că mie îmi place de Ana, poate din cauza asta m-am băgat între ei doi în discuția care a avut-o. Poate n-am avut răbdare, trebuia să-i las să vorbească. Ana, nu mai te da victima, dar nu sunt victima, că se vede, care... N-am de ce să mă dau victima. Nu am. Eu am fost bea. Băi, când m-ai cunoscut și m-ai luat pe mine, m-ai luat dintr-un criteriu, ai înțeles? Eu nu m-am bine și nu m-am dus din altul. Vezi, mergi rușine de vocabularul tău, băi, păi nu, că mergi și mie, că vrei să pare altceva.